În această seară o să prezentăm volumul Clipa de Veșnicie, volum care a apărut în anul 2022 la editura Doxologia, dar o să vă spun și câteva cuvinte despre celelalte două volume care au apărut în anterior. Și aceasta datorită faptului că noi considerăm că cele trei volume formează o trilogie și formează cu tot unitar. Primul volum, apărut în anul 2019, Muzeul de Sabri, a fost editat cu ocazia anului maghiar al satului românesc și anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Muisescu, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, între anii 1977-1986. Vedeți că nimic nu este întâmplător. Ce sală se întâmplă? În sala Iustin Muisescu. Iustin Muisescu a rămas în conștiința bisericii noastre, un erar cărturar și un profesor de vocație, spune prea fericitul Părinte Patriarh Daniel. Într-o lucrare a domnului sale, a preotului profesor doctor Mircea Mărcuraru, despre Iustin Muisescu, spune: Patriarhul Iustin Muisescu rămâne în istoria bisericii noastre ca un profesor de vocație, strălucit rădător, remarcat în cercetător și ca un iubitor al valorilor culturale și artistice ale comunitașilor, pe care s-a străduit să le restaureze și să le lase ca sfântă moștenire urmașilor. În anii care în anumite de Crista, să spunem așa, acest patriarh s-a străduit să scoată cărți bisericești, să traducă, să revinească traduceri ale Saltirii, a scos colecția părinți și scriitori bisericești, 37 de volume, iar în 2008, în ianuarie 2008, Patriarhia Română a instituit, a ființat Comisia Părinți și Scriitori Bisericești ca omagiu, practic, acestui patriarh, acestui Moisescu. Vedeți că nimic nu este întâmplător. Carte. Cel de-al doilea volum care a apărut în această trilogie este Prânze Robot, a apărut în anul 2020, anul omagial al pastorației și părinților și copiilor și anul comemorativ al filantropilor ortodoxi. Este, de fapt, anul familiilor creștine. Este volumul Prânze Robot, un volum care merită toată atenția. În momentul în care am supravegheat, în care am urmărit editarea celor două volume, am pus să fac un tot unitar. Deci, în primul volum, Muzeul de Sate, începe cu un poem, iar cel de-al doilea volum, Prânz de Focă, se termină cu același poem, tocmai pentru a da, a fi ceva rotund. Nu m-am gândit atunci că o să fie și al treilea volum. Al treilea volum, cel pe care o să-l lansăm astăzi, Clipa de Veșnicie, anul omagial al rugăciunii, viața bisericii și a creștinii, anul comemorativ al Sfinților Simeon, Domnul Teolog și Grigore Palama și Paisiei de la Neamț. Am pus numai un fragment din poemul cu care am început și am terminat cele două volume. Rugăciunea aduce mângâiere, pace și bucurie. Și pentru că suntem în anul omagial al rugăciunii, viața bisericii și a creștinului, am avut ca invitat astăzi pe doamna doctor în etnografie, fică de preot, doamna Angela Pavelu Corariu, pe care o rugă în mod respectos, să-mi spui câteva cuvinte despre importanța rugăciunii în viața creștinului. Înălată asistență, spunem așa, că cum merită domnul Emilian Marco, minunat loc unde ne aflăm, minunată perioadă în care ne aflăm, perioada anului, când etnograful povestește de fiecare dată despre un duh al sărbătorii. Dumneavoastră, oamenii cultivați, obișnuiți să spuneți spiritul sărbătorii.
Dar există o controversă susținută de oameni foarte bine pregătiți, care înclină mai mult către cuvântul Duh, care te duce cuvântul la duhovnicie, iar fiind vorba de duhovnicie în această perioadă cu totul specială a anului, adică ne aflăm înaintea sărbătorii nașterii Domnului, într-o perioadă de mare post, când fiecare dintre noi și toți locuitorii satului tradițional pe care îl cercetam și mai cercetează și acum etnograful Angela Olaru, vorbeau ca despre o perioadă când fiecare trebuie să se străduiască pe cât posibil ca prin tot ce face, prin tot ceea ce gândește, să se apropie mai mult de divinitate, să se apropie mai mult de Dumnezeu, în așa fel încât marea sărbătoare a nașterii Domnului să-L găsească pe fiecare trebuie, așa cum trebuie. Nu se întâmplă în cartea aceasta minunată, Clipe de înveșnicire, care mi-a parvenit aseară, destul de târziu, și datorită acestui lucru, pe la 4 fără 20, am celălalt încă citea și nu se sătura să și se lucrea să citească și să recitească unele din creațiile dumneavoastră. Pline de atâta sensibilitate, dumneavoastră știți lucrul acesta. Eu nu vă vorbesc ca un tipic literal, văd aici persoane care vor folosi un limbaj cu totul altul. Vorbesc ca un etnograf cu atâta sensibilitate, dar dacă ne mă refer la ceea ce afirmam, că domnul Emilian Marcu ar putea să se numească într-un fel, să fie numit și etnograf prin vocația sa, fără să se greșească deloc, mă refer tocmai la cartea aceasta. Trebuie să știți, doamnelor și domnilor, că am urmărit cu atâta atenție faptul că domnul Marcu s-a îndreptat în tot ceea ce a creat într-un limbaj poetic minunat, care îți merge la suflet. Dumneavoastră cunoașteți operele Domnului. Nu trebuie eu să spun că nici nu știu să vorbesc așa cum ar vorbi un critic literar. Dar s-a îndreptat către un univers care mi este mie foarte apropiat de suflet. S-a îndreptat așa, s-a îndreptat către casa țărănească de altă dată, s-a îndreptat către casa țărănească pe care probabil o are încă în suflet din satul părinților, al bunicilor, s-a îndreptat către interiorul casei țărănești, în care întotdeauna în cultul dinspre răsărit pe scândura aceea numită iconar, se află pus, și acum găsesc în cercetările mele de teren, încă iconați, pe iconar pus icoana, alături pus mănâncul de bifinoc și, bineînțeles, candela nelipsită, care arde continuu, pentru că tot stăpâna casei considera că niciodată nu trebuie să se stingă candela, chiar dacă uleiul era prea mult altădată sau nu se găsea altceva să înlocuiască uleiul. Ce vreau să vă spun? Dacă se referă la interiorul acesta țărănesc cu mijloacele pe care dispune, cu talentul categoric pe care îl are domnul Marcu, va sugeri minunat casa țărănească și va pune accentul pe ceva. Eu nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră, eu ca etnograf, m-am oprit la acest amănunt. Prezintă casa țărănească ca un loc binecuvântat de Dumnezeu, ca un loc apărat de divinitate. Lucrul acesta îl subliniați în una din poeziile dumneavoastră. Nu ce se frumusețea. Este poet, nu este etnograf. Noi etnografii, mai ales în această perioadă, când se apropie mari de sărbători, care înseamnă pentru noi să nu pretim în mod reușit, zic eu, sacru cu profanul, ne oprim de fiecare dată și vorbim de ajunul anului nou, de ajunul Crăciunului, când spiritele malefice umplă în jurul
gospodăriilor, al curților, ci trebuie să se ia măsurile necesare pentru ca acestea să nu pătrundă în casă, să nu facă un rău căsenilor sau chiar în grajduri, să nu facă un rău animalelor din gospodăria respectivă. Dar un poet care se zisează acest amănunt și în cuvinte pe care dumneavoastră o să le citiți și o să recunoașteți ce vă spun eu, în cuvinte alese, subliniază această credință a omului de altă dată că bărăuta sa este apărată de Dumnezeu și în interiorul casei țărănești trebuie să se află în siguranță. În afară de asta, trebuie să știți că tot în versuri extrem de plăcute, în versuri pe care dumneavoastră o să le citiți, o să vedeți cum prezintă domnul Marcu și mănâncul de bușloc, care întâmplător eu l-am amintit ca să se află numai la icoană. Cu ani de zile în urmă publicam o carte Cultul bușiocului la Rumi, care avea un motto: bușioc la naștere, bușioc la moarte, floare de tristețe, floare de loc, cum încape, Doamne, viața noastră întreagă între două fire mici de bușioc. Știți ce a făcut domnul Marcu? Are o poezie dedicată special bușiocului. Când am întâlnit această poezie în care bușiocul este prezentat în atâtea ipostaze, am fost extraordinar de bucuroasă și de încântată că versurile toate au un substrat filozofic foarte important. Substratul acesta filozofic se referă și la momentele sacre din viața oamenilor de altă dată și de acum, de altfel, și mai ales și pentru perioada aceasta în care ne aflăm, la momentele când ne adresăm prin rugăciune lui Dumnezeu. Ce frumos marchează poetul Emilian Marcu rugăciunea, categoriile rugăciunilor, așa cum o fac preoții, înalții, prelați și mă gândesc la atâta nume de resunet care au scris despre rugăciune și găsesc între ceea ce a prezentat domnul Marcu în poeziile sale și ceea ce prezintă acești prelați în scrierile de specialitate o corespondență formidabilă. Eu îl fericit din toată inima pe domnul Marcu. Da, pentru a intra puțin în atmosfera românului pe care îl lăsăm astăzi, o să rugăm pe actrița Ina Bolani de la Teatrul Lux Art, care a revenit din capitală, special capitala țării, capitala Moldovei, eu zic capitala culturală a țării, ea și nostru, și o să recite o poemă. Cum faci la toți de pe pământ și cu așa de nu ne mai desparte să fie țara în cartul ei cel sfânt. Tu fă să fie ca ceea ce amare și neam și grai cu toate împreună, fă, Doamne, legământ de dezlegare și frate lângă frate tu adună. Căci orice ar fi, ori împărțunește. Și orice-aș face cineva nu-i drept, din suflet harta nu mi se ciuplește. Și noi o ținem cruce peste piept. Fă, Doamne, pentru noi lumină, cum faci la toți de pe pământ, căci tot românul ție ți se închină să fie țară în hatul ei. Nu fă să fie dacea în jar, ci neam, ci grame, cu toate la mor. Fă, Doamne, legământ și ne adună frate cu frate acest cer. Tu fă să fie dacea în jar, ci neam, ci grame, cu toate împreună. Fă, Doamne, legământ de dezlegare și frate lângă frate, tu adună. Fă, Doamne,
pentru noi multa. Emilian, mama. Îl rugăm pe Marius Chelaru, pe scriitor Marius Chelaru, să ne vorbească despre volum. În primul rând, bună seara. Și mă bucur că Emilian arată de mult scriere. Eu o să, după lectura mea, o să vă spun cum aș așeza acest volum. Nu o să vorbesc tehnic, cum spunea doamna Patălică, așa. O să citiți în scris, o să vă spun mai mult niște lucruri de suflet, pentru că de suflet este și dorința mea. Când am venit aici, lăsând capitala în favoarea prietenului Emilian Mama. Atâta cât din timpul în străbun sămânța prinde întremurate apei, în satul meu, tot fiva să mă aduc din umbra mea, tăcerea să mă scapă. Acum să mă scuze, doamna, în niciun caz nu se pot face. Tăcerea din icoane e stâlpul din altare, cum e nisipul pornic, o necuprinsă mare. De ce spun lucrurile acestea? În ultima vreme am fost obligați să facem niște alegeri pe care n-am crezut odată că va trebui să le facem. A fost pandemie. Au fost niște situații de natură, să spunem, din afara României profunde. Nu ne-am gândit vreodată că vom ajunge să primim lumina de Paște la ușă, de parcă ne-o aduceau, eu știu, ceva de furat, ca hoții, cum se spune, între politicienii noștri, noaptea ca hoții, știți. Este un lucru trist. În același timp, mă bucur că am văzut, după aceste episoade nefericite, eu așa le sugerez, nu cred că au fost decizii de tot înțelegere în toate, au apărut o serie de cărți, parcă și ca un fel de reacție la toate aceste lucruri. Poate am început să ne dăm seama ce înseamnă credința în viața noastră, chiar și cei care nu suntem neapărat practicanți fervenți. Poate am început să înțelegem ce înseamnă tradiția și ce înseamnă strămoșii despre care vorbește Emilian Marcu în această clipă. Clipa aceasta de veșnicie, scrisă după modul în care ne-a obișnuit Emilian Marcu, dar și unele abate chinuile de rigoare care ne-au surprins, pentru că el, în general, se ținea strâns de versul cu rima. Mă gândeam de câte ori citeam cărțile în acest, scris în acest fel, la o spusă a lui Dionisie din Furna, care zicea despre roman Melodul Dulce Versuitorului. Iaca, Emilian acum a fost și Dulce Versuitorul și a trecut și la versul ăla. Această carte este, și pe cuvânt a spus doamna Măbălariu, a spus acest lucru, este dacă cred un soi de fotografie a României profunde, cu ghilimele de rigoare fotografie. Este România profundă sub toate aspectele ei. Casa de bazare, strămoșă, tradiții, lucrurile care contează, Puna, Ștefan cel Mare. Vedeți, eu știu vorbele lui Emilian de multă vreme, nu chiar de mai multă vreme ca el. Asta au fost preocupările lui din totdeauna. Dar parcă mult mai apăsat și mai accentuat le-am văzut în această clipă de veșnicie. Nu este puțin lucru să reușești, pentru că tot vorbeam despre versul scris asta. Foarte mulți, așa se întâmplă, ce din poate dau să spun, dar nimic nu au ascuns. Este ușor lucru să faci un astfel de lucru de poezie, ție la îndemână, să scrii cu totul altfel în versul ăla. În foarte multe țări, în lume s-a făcut o adevărată revoluție împotriva acestui tip de a scrie, considerându-se că erau niște camane învechite. Marea problemă pe care au poeții pe care scriu aici, astfel, este să găsesc un echilibru între mesajul pe care vor să-l transmită și, eu știu, tentația de a provoca acel cuvânt de care să rimeze. Emilian și-a găsit un stil al lui și un mod al lui de a nu fătuvi mesajul prin căutarea acestor cuvinte care să facă și frumusețea versului. Nu este puțin lucru, pentru că vedem foarte multe volume și foarte mulți autori astăzi care vin și spun care au scris nu știu câte cărți și uite ce frumoase sunt și uite ce rima au și uite ce sunt acele chestiuni care din poate dau să sună. La Emilian nu sună din poate, sună din suflet. Pentru că nu se poate să nu avem fiecare dintre noi o
undeva în inimă, în colț, în care păstrăm, chiar dacă ne-am depărtat și am plecat, păstrăm acea casă a copilăriei noastre de la țară, fie a bunicilor, fie a părinților, depinde fiecare dintre noi, în care am învățat să ne rugăm la Înger Îngerașul. Ne-am uitat la ei, n-am înțeles prima dată de ce din lumina aceea dinspre Ioan atât de frumos de pe sufletul nostru. Și astăzi, când aud cuvântul Cadre și l-am regăsit și în poezie de Ioan Marcu, eu îmi imaginez când veneam cu șerpii de pe dealul din sate de la Mamaia și vedeam la lumina de la tindă, vedeam candela din geam, vedeam candela aprinsă și știam că acolo este icoana Sfântului Gheorghe, la care îmi spuneam rugăciunea și acum trebuia să spun de ce Dumnezeu a făcut sănătoate de prăpăstările de peste zi. Este o carte foarte, foarte pe sufletul meu. N-aș vrea deloc să intru în chestiune tehnice, pentru că eu zic că, știți, vorba asta a fost atribuită mult rar, între care și lui care cea. N-am timp să vorbesc scurt, pentru că atunci o să vorbesc lung. E bine, eu am avut timp să citesc cartele, iar acolo o să fiu scurt, pentru că suntem atâția oameni și nu vrem să vă plictisim. Doar atât vreau să vă spun. E un fel de carte, e un fel de icoana noastră de care am uitat de mult. Toată lumea vorbește despre internet, despre cum va muri cartea, despre cum va muri chiar și poezia. Uite că poezia nu moare pentru că sunteți aici atâția oameni. Uite că poezia nu moare pentru că se scrie atât de multe versuri frumoase. Uite că nu moare nici poezia melodioasă și poezia pe muzică, pentru că sunt autori care, ca Iduma lui Iulian Marcu, sau tot aici în sală, la Valeriu Stancu, Valeriu Antalpalană, scriu astfel de poezii. Eu sunt fericit când citesc astfel de volume și mă gândesc, are și Iulian în această carte un poem închinat diecilor și cărții. Și mă gândesc că fiecare astfel de carte este în sine un poem întreg, închinat și poezii, închinat și satului, închinat și sufletului nostru. Care să-i felicit pe Iulian și să aibă ocazia și puterea să scrie și alte volume de acest fel și să ne vedem și peste ce eu și mulți alții ani împreună cu oameni. Da. Prezentarea de Mare Stelară, așa a fost povestitul meu și poate că nu e comparat dacă spun că poemele din acest volum pe care desigur că le-am editurat de la capra coadă și de la toată la gara, din toate cele trei volume, pot fi citite seara la mâncare, poate după ce spune în tatăl nostru sau cu bine aspectat al nostru, pentru că sunt adevărat cu rugăciuni. Sunt niște poeme de suflet, niște poeme care de la inima, unele poate chiar și de inima. Acum vreau să ne rog pe domnul Asemenea să prezinte și domnia sa ceea ce consideră că este prezentată pe lecturarea lui. Domnul Emilian Marcu, poetul și criticul Emilian Marcu și eseistul Emilian Marcu, este unul dintre scriitorii norocoși ieșeni, prin numele pe denitele la o mână, care s-au născut la 100 de ani de la nașterea lui Eminescu, în 1950, dacă nu greșesc. Și aici se încadrează frumos și domnul Valeriu Stancu, aici se încadrează frumos și președintele filiale, domnul Casian Maria Spindla. Aici se încadrează frumos și domnul doctor Fărdecunda, dacă nu greșesc. Și, din întâmplare, se mai încadrează și cineva pe care l-am mereu în coastă, în stânga sau în dreapta. Soția mea, născută tot în Gențec și face mare caz de acest lucru. Ea și eu cred că are cei mai frumoși scriitori născuți în anul când s-au împlinit 100 de ani la nașterea lui Eminescu. Este foarte greu de vorbit în puține cuvinte despre această carte, care închide cumva un ciclu, închide, așa zis, un ciclu de trei volume, din care s-a vorbit aici, din care va vorbi doamna Fian, din care va vorbi domnul Marius Chelau. Este o carte minunată, aflată într-o perfectă prelungire a celorlalte două,
și așezată simetric prin poemul de care v-a vorbit doamna Rodean la început, care există în prima carte și există și aici. Și a fost ca prefață, chiar la acest, ca un mini prefață la acest volum. Ne aflăm în acel secol de care se vă spune că va fi, dacă va fi religios, dacă nu, nu va mai fi. În acest context, suntem poate ultimii mohicani care mai citim cu plăcere poezia clasică, nu neapărat clasică, dar poezia în care ne vedem copilăria, ne vedem casa părintească, ne vedem bunicii. Am păcit-o când am citit la fel cartea domnului Marius Chelaru, Satul părăsit, minunată carte despre satul românesc. Am păcit-o când am citit volumele domnului Valentin Tantalaru, domnului Barcă Valeriu Stancu. Sunt poeții care țin la fel de mult la modernitate, dar și la tradiție, ceea ce este foarte, foarte important. Cartea aceasta este ca un pansament, ca ceva divin. Atunci când faci o lectură și cobori fără să vrei în anii copilăriei și vezi, așa cum spunea și domnul Chelaru, vezi și cu șuiocul de la icoană și cu cel din grindă și cu tuile din zeamă și cum de parte, în acel miritic peisaj în care cea mai mare parte dintre noi prezenți aici am copilărie. N-aș vrea să trec peste două, trei idei pe care eu le-am sesizat și care, despre care s-a atins aici ceva. De la un capăt la celălalt, există un cuvânt prezent în trei sferturi, dar exact în trei sferturi dintre poemele cărții. Acest cuvânt este cuvântul Lumină. Cuvântul Lumină traversează cartea de la un capăt la celălalt. Este ideea cea mai frumoasă, cea mai grozavă, pentru că se pleacă de la lumina candelei, se ajunge la lumina lumânelor din biserică, la lumina sfântă venită de sus, care, până la urmă, ne luminează pe toți. Este ceea ce aș spune eu, baza acestei cărți. În acest sens, citim măcar o frază de ceea ce am reușit să scriu. Pe lângă lumină, un alt cuvânt simbol, cuvânt cheie, este tăcerea. Tăcerea pe care se vorbește și care are nuanțe de asemenea de bine. Din acest punct de vedere, al frecvenței apariției în texte, campion absolut este cuvântul Lumină, după ce enunțasem mai multe cuvinte prezente. Prezent în trei sferturi din poemele volumului, sintagmele ce-l conțin fiind de o varietate aparte. Iată spre exemplificare o parte dintre acestea. Candela în lumina tainică s-a învelit, ceara picură pe degete cu lumină izbăvitoare. Rănile din palma țăranului luminează plând. Mama plecată la cele veșnice are pleoapele de lumină. Nașterea lui Iisus, toată casa o așteaptă într-o baie de lumină. Clopotele îmbracă lumea în clipă de lumină. Strămoșii de sub deal vin să ne înlumine. Însuși logosul, spune poetul, se umple de lumină. Un prunc adus în fața altarului devine înger de lumină. Iar în preajma unui schit, poetul percepe murmurul luminii, o superbă glisare poetică de la material, de la imaterial la material. Grâul îmbracă în lumină satul de sub deală. O nouă pitorie, biserica de la Arbore, în speță, are trupul de lumină în cerul ridicat. La nașterea Domnului, de lumina lui trupească, ieslea a înflorit. Daniel Sihascu, în mătănii grele, împletește dorul cu lumini de mit. Iar un viac titorește teascul de lumină prin jertfa sa, Hristos a pus lumina sacră să robească. Iar eroul cel tânăr sărută țărâna aburind de lumină. La Alba Iulia, spune poetul, se pot vedea icoane mari ce luminează seara, în timp ce o roată de lumină și de jertf merge prin de taină țara.
La revederea casei natale, poetul aude lumina sub pământ curgând, o reușită acordare de atribute sonore unui element vizual în excelență. După trecerea hotarului dintre lumi, cămașa de nuntă din Sibir va ilumina într-un târziu. Șterba este pentru Moldova lumină șteptată, iar când marele voievod a ales locul unei noi pitorii, clopotele au plâns lumină în cer. Dar lumina nu este doar caldă, sacră, ori tainică, ci, la momentul oportun, tulbure, așa cum e în poemul Vor veni, sau chiar neagră, așa cum apare într-o expresivă sintagmă oximoronică. Furora parte au un volum cu asemenea tematică, termeni ce țin direct de sfera ruralului, unii intrați pentru mulți vorbitori contemporani în categoria arhaismelor, așa cum sunt oloaie și ștar, căuși, obloji, dălpici, ciucuri, hac, sau formele arhaice, odoară, său, pricoară, coasă, dogoară, acestea din urmă folosite și ca oportunități de primă. Nu peste mulți ani să trebuiască să umblăm cu dicționarul la noi, dacă vrem să le dăm nepoților și spre nepoților, dacă vor și ei să înțeleagă din română aceea frumoasă și veche. În încheiere am putea spune, spuneam eu aici, fără riscul de a cădea în greșeală, că oricine vrea să formeze o imagine de ansamblu asupra poeziei lui Ian Marcu, inspirat din tot ce ține de dăinuirea prin vremea neamului românesc, care este negată în binecuvântate, trebuie să se aprece cu migoară asupra acestui volum care, prin însuși titlul său, Clipa de înveșnicire, un titlu fenomenal de bine ales, sugerează că viețile noastre sunt parte a infinitei clepsiri a timpului, că ne putem înveșnici fiecare dintre noi doar prin faptele și credința noastră, care ne-a fost pilonul cel mai solid în lupta cu toate încercările la care am fost supuși de-a lungul veacurilor. Dacă ar fi să ne folosim de o parte din titlurile acestei cărți, poemelor din carte, am putea spune că este deopotrivă și un colind de copilărie și o lumină plină din lumină, aspirând să ajungă în grădinile cerului și o rază în floare, zămislită în tăcerea tainei, cu logosul în cămașă sfântă, menit a dăltui statuii de veșnicie îmbrăcate în odăjnii de lumină stelară și că prin ieșirea ei în lume devine un nou reper editorial ce se adaugă trudei folos a poetului Emilian Marcu pentru înveșnicirea prin cuvânt, ceea ce ne face a ne folosi de frumoasa zicere cartesiană potrivită în asemenea ocazie. Carte frumoasă, cinste cui te-a scris. Felicitări, domnule! Îl cunosc pe domnul Emilian Marcu de peste 50 de ani. Într-o zi, în anii 70, la Casa de Cultură, mi-a dăruit un număr din opinia studențească cu o poezie, Danaster, slăvit pământ, moldav. De acolo a început prietenia noastră și dragostea noastră pentru istorie. Pentru domnul Emilian Marcu vine dintr-un loc încercat de istorie și legendă, de acolo, din Valea Seretului, de la Eleștet, chiar foarte aproape, în anul 1457, Ștefan cel Mare a fost întâmpinat de mitropolit, de boieri și de norod, când se întorcea victorios din bătălia de la Dorjești, din 12 aprilie, în băneatul respectiv. Pe 12 a fost primit ca domn. Bătălia a fost 10 aprilie. Domnule, mai greșesc și eu. Important e că tot norodul l-a însoțit pe Maria sa la Suceava și l-a ridicat în scaunul țării. Tot acolo se află și mormintele tragice din deal de acolo și gândul mă duce la versurile poetului Ion Prat, de teamă să nu viem, ne-au risipit cetăți și ne-au ucis altare, toate frumusețele ca într-un blestem de le-au schilonit și a rămas doar cu soarele. Din el ne-am punit potreci în pădure, în munte și am potrivit cu lacrimi și spice câmpia, lângă vetre părunte. Am logonit timpul cu statornicia. E un lucru care îl apreciez foarte mult, dragostea pentru istorie și tot ce face domnul Marcu în creația sa. Îl văd acolo într-o casă țărănească, așa cum am prezentat doamna Colaru. Este o zonă încărcată de
de istorie, de legendă, o zonă interesantă? Trebuie să vă mărturisesc, timpul ne presează, fotograf, că eu i-am citit cam toate cărțile de legile am avut, am și scris câte ceva despre ele, poate nu la nivelul la care s-a fi cerut a fi scris despre poezia lui, și nu numai despre poezie, că trebuie să ne amintim că el a scris și romane, multe romane frumoase. Ne amintesc acum de Sub ochiile principale, cele trei volume, sau patru, se cărți minunat. Apoi nu-l pot uita din celelalte cărți, Robele Munte, Magia Satelor și altele și altele, încât acum, citindu-i cartea, apărută la doxologie, la cunoscută editură doxologia, mi-am dat seama că e scris într-o altă manieră, evident, că el pendulează între elementele cerești, divine și elementele telurice, însă și poetul trăind cu niște impresii nemaipomenite și pe care le exprimă în aceste frumoase poezii. Domnul Vasile Cotulel a numărat cuvântul lumină de atâtea ori întâlnindu-l în versuri, dar întâlnim foarte des și celelalte, precum icoană, candelă, rugă, rugăciune, jertfă și așa mai departe. Este o carte minunată pentru care îl felicit și în același timp l-aș ruga să, dacă este cu adevărat altruism, să ne dea și nouă măcar o fărâmă din această clipă a veșniciei. Felicitări! Dragi, în primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc în inimă pentru așa bucurie care mi-ați oferit-o. Sincer să fiu, nu m-a așteptat să fie atâta lume de mare calitate cât este acum. Și mă gândeam, nici mai înainte, dacă ar fi fost și președintele filialei Uniunii Scriitorilor, Grația Maria Scriitor, s-ar fi putut organiza o adunare generală a scriitorilor, ceea ce mă încântă și e foarte frumos. Mă bucur de suflet că mi s-a oferit șansa. Ca un copil de țărat, cum sunt eu, și am rămas același copil de țărat, să aibă șansa de a-și lansa o carte în această sală care este a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și am publicat cele trei cărți grație binecuvântării în alta Sfântului Teofan, cel care și-a dat și binecuvântarea și dispoziția de a impulsiona editura Doxologia să cumpărească aceste cărți. Mulțumesc și editurii Doxologia, mulțumesc lui Gărodean, mulțumesc Petronerei, care mă ajută, este ca și cum ar fi sora mea, stă foarte cu mine acolo și îmi place. Ce să vă spun? Spunea domnul Cusuioc de proză. În general, în afară de Iadul de Lux, care a fost un roman întâmplător, care se pare editat la Jurnalul Național de curând, eu am niște, îmi place cuvântul, dar trebuie să-l folosesc, nu găsesc altul acum pe loc, am proiecte literare. Am scris, am publicat sub domeniul municipal în patru volume. Sigur că nu am gândit la început, vor fi patru volume, dar asta e altceva. Apoi am publicat trilogia Cine este Sibelia, care de fapt este compusă din trei romani.
tuturor slujitorilor care sunt în sală să aibă șansa să ajungă la inima jurului de la Academie și să obțină acest premiu, că nu pare absolut deloc rău, mă bucur de suflet pentru succesul colegilor mei. Chiar dacă unii dintre colegii noștri, vorbesc noștri pentru că sunt noștri, pentru că suntem mai mulți scriitori profesioniști, deci tâmpeni astăzi. Scriitori, profesioniști. Ce profesioniști? Ești profesionist, primești bani pentru asta. Noi, de bine de rău, reușim cu sponsor, cu nu știu ce, să publicăm pe o carte. Nu sunt. Deci venim cu bani acasă, nu cu Valeriu. Imediat, nu s-o probleme. Da, mulțumesc. Unii dintre colegii noștri au fost uimiți că am reușit să iau premiul la Academie. Dragă domnule Muscal, mulțumesc foarte mult. Stai jos. Domnul Marius Chelaru, prieten de mulțumesc. Doamna Angela, mulțumesc foarte mult. Îmi se pierd realmente, vă spun sincer, îți extraordinar, dragă, și vă prețuiesc în mod cu totul și tot special, fiind când vorbim dumneavoastră, cu mare bucurie și cu emoție și ascult ca un om copil de clasa a 5-a. Trebuie să-mi dați scris ce a spus. Dar nu am învățat să scris. Domnul Fusion, rămâne același voie a cuvintelor, un om deosebit, un om care vine din sfera bibliotecii, a bibliotecilor, a cărții. Mulțumesc domnului Fluturel, un om deosebit, pentru că mereu a fost atent cărțile mele, le-a citit și le-a lăs, citit și le-a luat de emoții. Îi mulțumesc mai mult. Pamelase clasa, iată, apălindă, greu-n geam deodată a florit, încolțind în taină cu fiu cu grindă, sacru semn de taină întâlnit. Parcă se aude cântul din copilărie, când cu steaua lumea colecta și-n zăpadă mă-nfărșeam a veșnicie, gândurile mele mă-nfloreau la geam. Pe la un cântec luminând de cer, se-auzea venind de sub. Nașterea pe sânt, înfășurată în mierea, postelind de veacă cu toată în bucurie. Toată casa iată în baie de lumină, aștepta să vină în drumul către sat. Și de vin și curare, parcă luna plină, ne vestea începutul pe neînfășată. Glungea învățată sfântă o drăsfire se învăța sub pioatele întâlnăși de început. Și de stâncă lucrul este al lucrului frate, neînfășat cu bine în haine de pământ. Pameroasă casă pe toată sărbătoare, se auzi la geamul verde și de colini, puse eu când taie de marea prin de floare în această noapte blândă de la grinzi. Parcă se aude cântul, răscolind sub gaie de atâta timp și-n zăpada astră către veșnicie, ne îmbracă grâul anului la schimb și-un cântec iată în întăcere mai șoptit să audă parcă din pământ. Stăm la geamul împenind și pe miere, gândul de toată ne-am faci un cânt. Cine ești tu? Cine ești tu, mi se strigă, cine ești tu, după ce deodată umbra mea nu mai fiu. De iarbă frasa ta în lumină, de iarbă, de departe dintre minte ce nu-și întreabă, cine ești tu, dacă acum nu mai ești, a cui umbră, oare tu nu mai locuiești? Ce să-i răspund, mă întreb eu, ecoului cât, de iarbă sunt. Și atât de plinit în pământ. Numai frunza în cireș, numai frunza în care să râdă, în totul ce e bun.
apoi mă lasă să locuiesc o vreme între stele, cum pe urmă arată, dorurile tale sunt plene. Tu abia te recunți, te recunți pe lume, că te apasă cu un corul, cu prezența lui pe o casă. Umeri pe jumătate și ei pe interesare, la vreme de sine, la vreme de sara. Cine ești tu, frici? Eu fac semn. Pentru mine e forța secat, pentru un lemn. Acolo de mult, de mult pus spre păstrare, sub ușa de iarnă, sub rădăcina de floare. Cine ești tu, strici? Cine ești tu, după ce deodată umbra mea mai fi? Sunt umbra aceea din mine de iarnă. O, atât de departe ești, ce ușa mă întreabă. Thank you.
Și așa cum îmi spune fiecare dată, mulțumesc lui Dumnezeu că îmi scoate în care oameni atât de bună ca dumneavoastră și timp de 14 ani, că intram la anul viitor în al 15 ani de existență a Asociației Universului Prietenii, am realizat câte ceva și cât am putut și noi. Pe unii aplaudați, pe alții criticați, pe alții bajoruiți, dar noi suntem cu sufletul curat și vă mulțumim mult că sunteți alături de noi. Sărbători binecuvântate, liniște și pace alături de cei